Drumul laptelui, povestea cu care v-am obișnuit în fiecare zi de joi și astăzi alături de noi, domnul Liviu Morar, complexul de ferme Adu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Liviu, și bine ați revenit la noi. Să știți că mă bucur foarte tare când veniți, pentru că, din păcate, noi nu prea avem foarte mult timp la dispoziție, dar dumneavoastră veniți de obicei mai repede și aflăm lucruri foarte interesante din, nu zic din fericire, e bine că le știm, dar din păcate nu le putem zice chiar pe toate la televizor, pentru că există niște conflicte de interese, dar așa cu timpul încet, încet o să vi le prezentăm în mare măsură, pentru că e foarte important să știm, în primul rând, ce consumăm, cât e de important să mănânci lucruri de calitate și mai ales că le ai aici, lângă tine. Astăzi chiar discutam azi dimineață cu Cipri, cum un prieten și-a luat salam de Sibiu și doar 30% din salamul ăla e carne. La fel se întâmplă nu neapărat și cu laptele, dar fără să dăm nume, că nu vrem să facem anti-reclamă la nimeni, foarte multe produse și foarte mult lapte care îl găsim pe piață și chiar în magazine are o compoziție mai cu apă. Mai cu apă, să zicem așa. De aceea e foarte important să știm de unde luăm și ce luăm. Da, eu am vorbit și data trecută despre calitate și performanță. Și repet și acum aceeași treabă. Noi vrem să facem calitate și performanță. Asta înseamnă 100% lapte. Fără apă, fără adaosuri, fără nimic ca să schimbe gustul laptelui, ca să schimbe compoziția laptelui, ca omul să simtă că consumă un produs de calitate, un produs gustos, savuros, de care să fie tot timpul mulțumit. Da, dumneavoastră chiar mi-ați explicat că, de fapt nu mi-ați explicat, sunt sigur că asta faceți și chiar spuneți că faceți destul de des, și anume analiza laptelui. Pentru că nu poți să vinzi ceva ce nu știi cum este. Da, în obiceiul nostru a intrat analizarea aproape zilnică, dacă nu zilnică, cel puțin la două zile, a laptelui pe care noi îl distribuim la dozatoarele pe care le avem amplasate în județul Hunedoara. Ca să vedem dacă laboratorul nostru ne dă rezultatele exacte, ne controlăm prin analize la un laborator independent undeva în județul Cluj, pe lângă Cluj, la Florești. Sunt asemănătoare sau sunt identice? Niciodată n-a fost deosebire între ceea ce ne-a rezultat nouă și ceea ce rezultă din analizele pe care ni le dau cei de la laboratorul de la Florești. Pe lângă asta, noi mai analizăm laptele inclusiv la DSV Deva, odată la 2-3 săptămâni, ca să ne autocontrolăm, să vedem dacă din 3 locuri rezultă aceleași rezultate, da. Și niciodată nu au fost deosebit. Tocmai, referitor la asta, și acum nu vreau să dăm nume pentru că nu se face, dar dumneavoastră faceți o analiză pe piață și altor produse de lapte, v-am spus, fără să dăm nume, alte firme, chiar și privații, oamenii de la care spui că îți cumperi laptele că e mai de casă, mai de vacă, cu toate că nu pot fi mai de vacă sau mai puțin de vacă, dar și aici vreau să ne spuneți, v-am spus, fără să dăm nume, dar rezultate obținute de-a lungul timpului, să-ți dai seama că totuși când cumperi laptele, nu poți să fii 100% că, bă, ăsta chiar e laptele care, că e lapte, că e de la vacă, că e alb și are gust de lapte. Am analizat de mai multe ori laptele de pe piața liberă, inclusiv laptele din supermarketuri, și nu numai noi facem treaba asta, cred că fac mai mulți. Care sunt surprizele pe care le-ați constatat? Au fost câteva surprize, cu adaosuri de apă, cu grăsimea care nu era la... nu era cea care deci era cea care se indică de 3,5 nu prea ajunge niciodată la 3,5 sau... Da, există de foarte multe ori, am constatat că nu este ceea ce scrie pe ambalaj sau nu este ceea ce omul scoate la vânzare pe piață. Dar noi nu facem treburile astea ca să încurcăm pe alții. Noi vrem să ne comparăm, să vedem unde suntem noi și unde putem să ajungem. Pentru că v-am spus și tot timpul eu asta repet, noi vrem numai și numai calitate, vrem ca oamenii să fie mulțumiți, vrem să nu le pare rău de banii pe care îi dau pe produsele noastre. Da, domnul Morar, vorbeam înainte și spunea dumneavoastră că în ultima vreme chiar a crescut foarte mult vânzarea de lapte, odată ce
a crescut cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ea a rămas într-o constantă creștere și ăsta este un lucru bun pentru că oamenii au descoperit calitatea laptelui și au rămas oarecum fideli. Da, înainte cât mulgeți pe zi la Fermeradu? Zilnic mulgem în jur de 3500-3600 de litri de lapte. Doar la ferma Denis? Doar la ferma Denis, la ferma de vaci de lapte pe care o avem. Este o cantitate impresionantă. Destul de mare. Vreau să vă spun că după deci în timpul sărbătorilor s-au cumpărat și s-au consumat. E normal. Toată lumea a făcut o prăjitură, un cozonac, a cumpărat lapte. După sărbători, deci până la sărbători aveam un consum zilnic la dozatoarele pe care le avem de lapte crud, în jur de 2000-2200. După sărbători a crescut consumul de lapte la alt dozator. La ora actuală, având cam 2700, 3000-3200 de litri de lapte pe zi. Și sunteți aproape de... Suntem aproape de maxim. De maxim și vrem și mai mult, bineînțeles. Noi ne mândrim cu calitatea laptelui pe care o distribuim și vrem să ne menținem acolo. Asta înseamnă că trebuie să ne ocupăm de vacile pe care le avem, să le dăm mâncarea cea mai bună, să avem grijă să aibă toate condițiile, pentru că există o zicală la vacă, trebuie să-i asiguri masă, casă, rasă. Și atunci vaca îți dă tot ce vrei de calitate. Avem niște imagini? Da? Imediat o să avem niște imagini, o să vedeți despre ce e vorba. Domnul Morar, totuși v-aș întreba, cât de important este, sau acum bun, pentru producătorul privat, e mai dificil să ai toate condițiile pe care le-am văzut la dumneavoastră acolo, fiind totuși de ultimă generație, totuși cât de mult influențează, și aici să spuneți dumneavoastră, cât de mult influențează și nu neapărat referitor la alimentație, că fiecare, ci cum spune dumneavoastră, mediu, odată, temperaturi, aerisire și așa mai departe. Cât de mult influențează calitatea laptelui? Deci, în primul rând, calitatea laptelui este dată de echilibrul nutrițional. Dacă vaca are un echilibru în ceea ce consumă, și laptele este de calitate. Forma mai este influențată de aerisirea adăposturilor unde ea trăiește aproape toată viața ei. Urmă, mai depinde și de condițiile de odihnă. Dacă ea se odihnește în condiții de loc uscat, aerisit, temperaturi normale, atunci sigur că calitatea laptelui depinde și de asta și mai depinde și de liniștea pe care o are. Deci să nu fie stresată. Să nu fie stresată, pentru că stresul la vaci influențează și calitatea și cantitatea laptelui. Ați văzut? Și dacă femeia e stresată? Ați văzut la noi că noi le punem și muzică. Muzică ambientală, muzică simfonică. Deci ele ascultă zilnic muzică. Ce am vrut să vă întreb, care este procentul de grăsime pe care trebuie să aibă laptele? Sau care este optimul? Deci, procentul de grăsime care trebuie să-l aibă laptele, eu nu pot să-l specific acum. Eu știu ceea ce facem noi. Am înțeles. Deci, noi ne încadrăm între 4,1-4,4 laptele pe care îl distribuim prin dozatoare. Am uitat să vă spun că avem 17 dozatoare amplasate aproape în tot județul, în afară de zona Orăștiei, unde acum prospectăm și acolo piața și sperăm că în maxim 2 săptămâni să avem și acolo 1 sau 2 dozatoare de lapte. Deci noi livrăm laptele, niciodată nu l-am livrat sub 4,1 sau 4,4 și 3,75% de proteină. Deci cele două dau calitatea laptelui. Bun, noi ne mai analizăm laptele și din punct de vedere a igienei mulsului. Celulele sau germinii, numărul total de germeni care dau igiena mulsului la noi n-au trecut niciodată de 6-7 mii. Ba, uneori nici nu s-au putut număra. Deci, ceea ce înseamnă că noi avem o igienă aproape perfectă a mulsului și ați văzut condițiile în care se mulg vacile la noi.
Mai e un indicator, numărul de celule somatice, care, din nou, concurează la calitatea laptelui. Niciodată nu am depășit 70-80 de mii, fiind admise în jur de 350-400 de mii. Da. Vreau să vă întreb referitor la gustul laptelui și aici tot dumneavoastră ne puteți lămuri. Dacă există vorba aia, laptele are gust de lapte, dar știți cum e la, e mai acru, e mai dulce, se pot face sau, nu știu, există substanțe care se amestecă pentru a schimba gustul laptelui și aici aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră dacă dintr-un anumit motiv există modificări ale gustului și aici tot date de anumite criterii. Probabil că se poate schimba și gustul laptelui prin ameliorători, prin adaosuri. Eu nu mă pricep, nu sunt chimist, dar sunt probabil anumite substanțe care pot să schimbe gustul laptelui. Noi nu știm de așa ceva, nici nu ne preocupă, pentru că noi știm că da, să vedem imaginile. În timp ce mai vorbim. Da, aici sunt, să ne comentați dumneavoastră. Da, aici sunt fânarele unde avem adăpostit fânul uscat. Ceea ce vedeți acolo, baloții înfoliați, este semifânul de lucernă, care se obține prin cosirea și ambalarea imediat în folie, chiar verde. Lucernă verde și care se păstrează acolo ca și siloză. Acea lucernă este foarte bună pentru lapte, este lactogenă. Uitați cum arată un aici graj. Este adăpostul pentru vacile de lapte, care este dotat cu tot ceea ce trebuie un adăpost pentru vaci. Sunt cușetele de odihnă aici, unde vaca, după ce își consumă mâncarea care o are la frontul de furajare, se așează acolo și se odihnește cât vrea ea. O vacă trebuie să se odihnească în jur de 10-12 ore pe zi. Deci vaca trebuie lăsată în ritmul ei, să da, nu o forțez. Da. Nu... Bă, ele știu singure, să-și bage capul, să... Deci vaca este o uzină vie. Trebuie să fii foarte atent la ceea ce se întâmplă cu ea. Tot adăpostul de animale, nu știu dacă am spus că avem două adăposturi pentru vaci cu lapte, un adăpost pentru tineret și o maternitate ultramodernă care e dată în funcțiune acum de curând, pe care o folosim la ora actuală. Ele acum acolo așteaptă mâncarea, s-a curățit frontul de furajare și urmează să le fie distribuită mâncarea de două ori pe zi, tehnologie. Da, la vacile care se mulg de două ori pe zi, se administrează două rații de mâncare. Deci, rația întreagă se împarte în două. Aici sunt câteva vițele produse de noi, foarte frumoase, toată lumea le admiră. Vițele care le vedem acum în imagini n-au mai mult de 9-11 luni. Sunt fătate anul trecut prin noiembrie-decembrie. Cum ziceți dumneavoastră, tineretul? Tineretul, da. Tineretul de locuire. Aici sunt vacile care așteaptă mâncarea. Deja li s-a administrat porția de mâncare. Ele consumă, v-am spus, consumă destul de mult. Dar parcă ne spuneați câte kilograme? În jur de 47-50 de kilograme de furaj. Aici sunt creșa. Aici sunt boxele individuale sau cușetele individuale de viței. Uite cum își scot, că asta chiar mă distrag, cum da. Știu ele să-și bage și să scoate capul. Ăla este un front de furajare care este cu autoblocare. Dacă vrem să-i facem un tratament, dacă vrem să ne uităm la copite, dacă vrem să-i facem ceva la vacă, ea se blochează automat și noi putem să lucrăm, să facem ce vrem noi. Pe lângă asta mai avem și standuri de contenție, când avem lucrări mai mari la picioare, tratamente mai complicate, avem standuri de contenție unde se introduce vaca și se lucrează. Chiar când am fost la dumneavoastră, era o vacă de a făta și v-am întrebat, dar nu ajută nimeni? Păi a zis nu, dacă e în ordine, e bine, să mă face. Da, e bine că noi știm totul despre vacile care le avem și știm și care au fătări ușoare și care sunt fătări cu complicații, dar e bine ca vaca să fie lăsată să facă vițelul să fete natural. Să nu forțăm, niciodată nu ne grăbim, o lăsăm, dacă vedem că nu poate, nu... Există situații. Există situații când se întâmplă fătări mai grele și atunci o ajutăm. Dar și atunci cu mare, mare atenție. Și până acum
n-am ratat niciodată. Am înțeles. Da, imagine, ați văzut în imagini cam cum arată grajdurile de la ferma Denis. Nu știu dacă vi se pare sau e ceea ce cunoașteți a ce înseamnă grajd. Că eu când am fost, în primul rând că nu miroase. Deci, bă, dar miroase aici, grajdul ăsta nu miroase nimic. Adică, normal, nu mi se pare... Bine, nici mâncarea nu miroase, am mâncare de graj, cum o știi, exact, de la țară. Parcă v-am spus data trecută, mâncarea trebuie să aibă, mâncarea care o administrăm zilnic la vaci, trebuie să aibă un miros de coajă de pâine coaptă. Da, așa da, și mirosea, da, că și pus mâna. Și atunci mâncarea este de calitate și vacile o consumă cu mare plăcere. Cine o prepară? Că practic deci mâncarea o preparăm noi, avem utilaje de preparat, niște mixere speciale, remorci tehnologice. O să vorbim și despre asta la timpul potrivit. Trebuie să vă spun că am investit foarte mult în tehnologie ca să ajungem și la calitate. Am înțeles. Chiar și, nu știu dacă s-a observat în imagini, curățarea automată. De obicei, când te duci la țară, la vaci, e acolo, să spunem așa, o grămadă mai mare. La noi asta n-am văzut, nu se strânge, n-a apucă să se strânge. Grămada mare de care vorbiți înseamnă și emanație de gaze automat, da. Și atunci noi avem instalate niște pluguri racloare hidraulice automate, care pornesc ori de câte ori este nevoie pe aleea unde vaca își desfășoară cea mai mare activitate a ei în timpul unei zile. Se raclează de 5-6 ori pe zi. Asta însemnând că niciodată pe aleea unde ea are aleea de plimbare a ei, niciodată nu va fi nu vor fi dejecții. Am înțeles. Cum spuneați dumneavoastră, știi, că e așa vaca, păi, o vacă, nu o înțelege. Eu am observat dumneavoastră că orice schimbare de mediu, de temperatură, de zgomot, de sunt sesizate de... Da, noi am sesizat treaba asta chiar la început, când încă mai eram în construcții și am adus primele loturi de vaci. Și am sesizat că orice zgomot, orice gălăgie făcută în apropierea ei, o influențează, este neliniștită, nu se odihnește, ceea ce vă spuneam mai înainte, 10-12 ore să stea culcată, liniștită. Și atunci se cunoaște a doua zi sau seara, se cunoaște la cantitatea de lapte. Curățirea lor, aveți dușuri speciale sau care este? Am mai vorbit și data trecută. Noi acum nu avem dușuri pentru vară. Dușurile se folosesc, dușuri cu apă pulverizată foarte bine, se folosesc vara pentru răcorirea. Noi avem niște perii speciale. Perile alea. Avem niște perii speciale montate care pornesc automat la atingerea lor de către vacă. Ele s-au obișnuit acum. Intră sub perie și stă, unele stau chiar un sfert de oră sub perie. Înțeles. Se perie și pe... Perile sunt și pe orizontală și pe verticală. În fiecare zi, aproape toate își fac acolo curățirea. Partea de cosmetică, da. Și chiar se vede sub perie acolo că se adună o anumită cantitate de păr, mai ales în perioada asta, când ele spre primăvară încep să arunce părul care le-au crescut peste iarnă pentru autopărare și acum noi dimineața găsim așa o cantitate destul de însemnată de păr sub perile respective. Și când le duceți la mulți, la fiecare individual îi se spală ugerul sau care este? Igiena mulsului este o problemă deosebită. Și aici am investit extraordinar și investim tot timpul în igiena mulsului, pentru că acolo, la stația de muls, se întâmplă multe. În primul rând, se întâmplă igiena mulsului. Spălare, dezinfectare, ștergere, aplicare manșoane de la aparatul de muls, după căderea manșoanelor, izolarea ugelui pentru ca bacteriile din grajd să nu intre pe canalul mamar. Este o tehnologie costisitoare, dar noi nu renunțăm la ea. O aplicăm cu mare strictețe. Cred că acolo este foarte important. Acolo este... Acolo, igiena mulsului, v-am spus, igiena mulsului ne dă numărul total de germeni în lapte și dacă la noi câteodată nu se pot număra, vă dați seama că avem o igienă perfectă. Deci la ce am văzut acolo și cu ce ne spuneați dumneavoastră, față de un muls normal, la o vacă
a cuiva de acasă, care, până la urmă, cred că e diferența totuși destul de mare. Păi e diferența că, după ce o spală acasă, vaca vine în contact cu mâinile omului. Aici, la noi, nu mai vine în contact. Vă spuneam și data trecută, noi nu vedem laptele până la livrare. Pentru că nu ne întâlnim cu el. El circulă prin conducte speciale, inox, nu-l vedem, se duce la tancul de răcire, unde v-am spus că începe o răcire instantanee, îl aducem la 3,7 grade, acolo îl menținem până în momentul livrării. Nu știu dacă v-am spus, avem mașini de livrare a laptelui, avem mașini speciale cu răcitoare, putem să facem și minus 20 de grade dacă vrem în mașinile respective, ceea ce nu-i cazul. Laptele vine cu 3,7. La ce temperatură se transportă corect laptele? La 4 grade. La 4 grade. La 4 grade și la 4 grade se menține și în dozatorul de lapte. Dozatorul nostru de lapte sunt prevăzute cu răcitoare, care mențin laptele la 4 grade și cu amestecătoare. Deci nu lăsăm niciodată laptele fără să-l amestecăm, ca grăsimea să se ridice sus sau să se lase jos. Avem niște agitatoare care amestecă continuu în laptele respective. Da. Mulțumim tare mult pentru detaliile care ne-ați dat astăzi. O să aflăm și în emisiunile următoare și să vedem și alte imagini de la fermă Leado. O poveste extraordinară care se întâmplă acolo. Mulțumim tare mult. Noi ne vedem mâine dimineață la 7, în cea mai bună dimineață.